responsabilă, care reprezintă 98% din valoarea totală a proiectului, este de 366 de milioane de euro. Este un moment istoric de importanță națională, de categoria A, și lucrările constau în lucrări de consolidare și restaurare, care nu afectează autenticitatea clădirii, în finisaje interioare și exterioare, în instalații interzonate de funcționalizării obiectivului, digitizarea obiectivului și reamenajarea punctului muzeal. Pentru că, în momentul de față, funcționează al artei populare. Acest muzeu va fi introdus de asemenea ca și celelalte în circuitul turistic, va asigura conservarea tradițiilor și sperăm noi să fie de asemenea un proiect de succes. Domnule președinte, vă felicit pentru eforturile depuse. Dați-mi voie să felicit și echipa mea, pentru că, așa cum am spus, se fac eforturi în a asigura în timp record evaluarea și contractarea tuturor proiectelor, astfel de lucruri, să putem să avem un grad de absorpție la sfârșitul anului 2018. Mulțumim foarte mult și noi îi felicităm pe colegii noștri care nu au fost puțini, care au pus umărul și îi spune și domnului primar să stăpânească sănătos acest obiectiv și sigur să putem să îi tăiem panglica mai repede decât ne-am propus noi prin documente. Să sperăm că vom găsi o firmă serioasă care să ducă la bun sfârșit această realizare. Așa că să semnăm atunci ce avem de semnat.